Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la un nou dialog de valoare. Astăzi, partenera mea de dialog, Mirela Nemțanu. Bună, mă bucur bună, să ne vedem. Bună, Mirela. Și noi avem obiceiul în această emisiune, este să îl rugăm pe partenerul de dialog să ne spună cine este el de fapt, cine este el, ce reprezintă. Și de aici vom porni în caruselul nostru. Bună, sunt Mirela Nemțanu și astăzi alături de tine și cei care ne urmăresc sunt pentru a vă spune povestea Hospice, povestea fundației pe care o conduc, Fundația Hospice Casa Speranței. O poveste frumoasă care sper să atragă și care este în esență despre viață și despre umanitate. Nu zic mai multe că o să avem spațiu să detaliem. Da, avem spațiu și mărturisesc că subiectul despre care nici eu nu am știut multe lucruri până să te cunosc pe tine, deși auzisem de concept sau auzisem de fundația voastră, dar ceea ce mie mi-a atras atenția și de acolo cumva am ajuns să păm mai adânc, să vedem ce se întâmplă, a fost focalizarea pe ce înseamnă calitatea vieții. De fapt, paliația, în esență, despre asta este. Da, dar până să ajung eu la paliație, care e un termen care a fost destul de nou și pentru mine și poate pentru mulți care ne privesc, de unde am plecat a fost de la contextul actual al pandemiei, care ne-a făcut să ne uităm la noi ca la oameni, da, mai mult ca înainte, când ne uitam la noi ca la niște producători de oareșce, care pe unde munceam, că eram oameni de business și conduceam afacerile noastre, că eram salariați, că eram funcționari la stat, aveam... Ne-a adus pandemia să ne uităm puțin la noi și la apropierea foarte periculoasă între a fi și a nu mai fi. Și în acest context în care se pregătise oarecum terenul, a apărut această temă a calității vieții, concentrată paradoxal, probabil, că multă lume se gândi mai puțin la această perioadă, calitatea vieții în momentul în care ești în faza finală a ei și pe baza unui diagnostic știi asta. Ce se întâmplă atunci când e posibil, poate, acasă și cei dragi ai tăi să nu știe cum să te privească și poate în acele momente să însemne o povară pentru tine, într-un fel, trecând prin acest moment. Și atunci am aflat și de paliație și de voi. Așa că, te rog, în acest cadru, hai să discutăm puțin și povestește-ne ce e și cu paliația și ce face Hospice Casa Speranței. Ce înseamnă? Noi am început în România acum 28 de ani. Am fost prima entitate, întâmplător fundație, care a adus în România ideea de îngrijire paliativă, pentru că până la acel moment România nu prea știa să aibă grijă de moribunzii săi. Era aceea situație care se regăsește și acum destul de des. Ne pare rău, nu se mai poate face nimic. Asta face paliația. Atunci când ți se spune că nu se mai poate face nimic, de fapt intervine și se mai pot face foarte multe lucruri. Concret, paliația înseamnă intervenția medicală și nu numai, în momentul în care curativul nu mai funcționează și se adresează persoanelor care sunt diagnosticate incurabil, cum am zis, curativul nu mai funcționează, și cu un prognostic limitat de viață. Prognostic care poate fi diferit. În cazurile noastre avem pacienți în care vorbim de câteva zile, ore, săptămâni sau de ani întregi. Cine suntem noi să decidem care e perioada aia de timp? Pe acea perioadă ne oferim suportul necesar. Deci, cum spuneam, paliația înseamnă intervenția medicală și nu numai pentru cazurile grele, extreme, incurabile, care se confruntă cu un prognostic limitat de viață. Și pentru o mai bună înțelegere de către toți cei care ne urmăresc, mie îmi face plăcere tot timpul să fac o referire la direcțiile pe care Organizația Mondială a Sănătății le stabilește, care spune așa, și am mai avut noi discuția asta și vreau să o împărtășesc totuși și cu restul lumii, în momentul în care ai o populație, indiferent de dimensiunea ei, că vorbim de o țară, de un oraș, de un județ, nu contează, în orice populație, în diversitatea ei, ai trei categorii de oameni. Ai populația sănătoasă, pentru care statul este obligat să ofere programe de prevenție. Ai populația bolnavă cu potențial de vindecare, pentru care statul este obligat să ofere programe de diagnosticare precoce, tratament și recuperare. Și ai, din păcate, și populația bolnavă, incurabilă, care știi clar că nu se va mai face bine, pentru care este obligația să se ofere programe de paliație. Ce asta înseamnă paliația? Și de ce subliniez această obligativitate? Pentru că paliația intră în spectrul serviciilor medicale, din punctul nostru de vedere, obligatorii, pentru că vorbim de un drept uman,
este dreptul uman de a aduce ultimile clipe cu decență și fără dureri, că pe lângă decența umană, care din păcate este călcată în picioare de multe ori, vorbim și de dureri, vorbim de cazuri complexe, de traume care rămân și la nivelul celui care suferă și la nivelul familiei. Și aici intervine paliația cu ajutor oferit nu numai pacientului, cât și familiei. Noi, cum îți spuneam, am început acum 28 de ani, am fost cei care am adus pentru prima oară în România această idee de îngrijire paliativă. De atunci, ușor, ușor am tot crescut, astfel încât în momentul de față avem o rețea formată din două spitale, spitale construite exclusiv din donații, Spitalul din Brașov, primul spital din România de paliație, care a fost înființat acum 17 ani, și Spitalul din București, care a fost deschis în 2015, deci acum 5 ani. Ambele înființate numai din donații, ambele funcționează pe baza donațiilor, de la deschidere funcționează non-stop, deci avem cele două orașe, Brașov, București, acoperite prin spitale, avem echipe de intervenție mobilă multidisciplinare la pacienți acasă în patru orașe, Brașov, Zărnești, Făgăraș, București, și mai avem încă un centru sociomedical la Dunații Copăceni, lângă București, foarte aproape, pe o proprietate donată de familia Florescu, unde oferim servicii de îngrijire numai pentru copii și familiile lor. Cu totul avem o armată de oameni foarte bine pregătiți și sufletiști, de 250 de angajați, și reușim anual să ajungem undeva cam la 5.000 de pacienți, împreună cu încă vreo 10.000 de beneficiari familiile lor. Toate serviciile fiind oferite absolut gratuit. Absolut. Da, asta tot. Este într-o lume de profit, într-o lume de business, că tot ne aflăm la Profit TV și știu că ție nu-ți place cuvântul business. Mie îmi place foarte mult cuvântul business, nu-mi place asocierea cu hospice. Cum te-am spus că mie nu-mi place foarte mult asocierea pe care voi o faceți cu oamenii pe care îi denumiți pacienți. În condițiile în care sunt pacienți pe prima latura paliației, da, care este medicina. Da, în rest. Dar pe latura ei socială, psihologică și spirituală, cum voi spuneți, de fapt, că paliația are cei patru piloni. Aici mă bucur mult că, nu mai e pacient. Mă bucur mult că ai menționat acești patru piloni, pentru că paliația are niște particularități puțin cunoscute, puțin înțelese și puțin cunoscute, nu neapărat pentru simpatie, să zicem, față de direcția asta, ci cunoscute atunci când este nevoie. Când sunt oameni care ajung în această situație, ar fi bine să știe că există așa ceva. Paliația are această particularitate și este singura ramură medicinei care prezintă atâtea particularități. Cum ai spus și tu, această intervenție pe patru piloni. Noi tot timpul zicem că nu tratăm pacientul, ci nu tratăm boala, ci tratăm omul în toată complexitatea lui. Acolo unde își dorește să fie. Dacă își dorește să fie la noi în spital, îl tratăm la noi în spital. Dacă își dorește să fie acasă, îl tratăm acasă. Dacă își dorește ambulatoriu, oferim servicii de ambulatorii. Deci acolo unde el își dorește să fie, acolo suntem lângă el, pe cei patru piloni, medical în primul rând, pentru că și acolo este nevoia cea mai mare, inclusiv de resurse financiare antrenate, pentru că vorbim de medicamente, folosirea opioidelor, la noi se folosesc cu titlu permanent, ce lucruri sunt scumpe. Opioidele sunt medicamentele de calmare a durerii. Cea mai cunoscută direcție pentru toată lumea e morfina, de exemplu. Toată lumea a auzit de morfină. Deci medicamente de tratare de calmare a durerii. Deci ai pilonul medical în care intervenim destul de... Asupra pacienților și intervenim destul de susținut, pentru că cazurile care ajung la noi sunt cazuri complexe, grave, nu sunt cazuri ușoare. Avem pilonul social, pentru că tot timpul urmărim să vedem omul în întregul lui, ceea ce înseamnă familie, iubită, iubit, ce are el nevoie, și trebuie să ne asigurăm că acel întreg are ce trebuie să aibă la îndemână. Pilonul psihologic, și acesta este extrem de important, în anumite cazuri, în special în zona terminală, s-ar putea să fie cea mai importantă direcție de intervenție. Și pilonul spiritual, pentru că iar o frumusețe a paliației este acest accent pus pe spiritualitate. Apropo, cei patru piloni pot fi unii mai importanți decât ceilalți. Nu primează medicina în fața spiritualității sau asta socialul. Ține de fiecare, caz în parte, pentru că nu există tratamente aplicate universal pentru oricine. Oricine intră în grija noastră, când ne contactează prima oară, îi se iau
se ia dosarul medical și informațiile incipiente, urmează o discuție cu medicul și cu echipa multidisciplinară și în fiecare dimineață, la ora 8, când e ședința noastră medicală, se decide pentru fiecare pacient în parte care este direcția pe care merge, în funcție de nevoia lui. Poate fi nevoie de o internare urgentă pentru stabilizare sau o internare urgentă pentru că e un caz extrem și știm că se va prăpădi și trebuie să-i oferim un drum fără dureri. De la caz la caz diferă și, cum spuneam, fiecare este la fel de important, fiecare acel pilon. Partea psihologică și partea spirituală le găsesc extrem de importante, pentru că noi ignorăm de multe ori această parte a spiritualității și scopul nostru la hospice este ca fiecare persoană care ajunge să își confrunte practic propria moarte să facă acest lucru fără dureri din punct de vedere clinic, să aibă liniștea că măcar nu trece prin chinuri, dar și fără chinuri sufletești. Asta înseamnă încheierea socotelilor cu viața, liniștirea lui, la revedere de la familie, înseamnă foarte, foarte multe lucruri. Și aici colegii de la spiritual și de la psihologie lucrează împreună și la fel foarte important e și suportul psihologic antedeces. Lucru care nu există niciun sistem, nici public, nici privat. Nu ai să vezi acest lucru. S-a întâmplat decesul, s-a închis dosarul, gata, s-a închis episodul. Ori episodul e departe de a fi închis. Cu toții cunoaștem persoane care au plecat și au lăsat în urma lor traume și aceste traume pot ajunge să fie răni purtate în spate toată viața. Și atunci noi oferim și acest suportul de bereavement, cum îi zicem noi, doliu, supravegherea de la caz la caz, în funcție de nevoi, până la 3 ani a celor care rămân în urmă, cu accent prioritar pe copii. Pentru că la copii, na, situația de înțeles că e mai dificilă. Și atunci intervenim asupra lor și social, și cu școli, și cu consiliere psihologică, cu psihopedagogie, cu tot felul de elemente. Avem cazuri în care copiii care săraci și-au pierdut părinții la noi, au fost supravegheați și după aceea au rămas alături de noi voluntari. Avem cazuri în care avem, de exemplu, o fată absolut minunată, care este unul din cei mai activi voluntari de pe București, și-a pierdut mama la noi și acum ea scrie scrisori copiilor care urmează să treacă prin trauma aceasta la noi. Deci sunt forme în care încercăm să-i ținem antrenați și să înțeleagă că, da, nu sunt pacienți, ci fac parte dintr-o familie, familia hospice. Câți copii sunt dintre cei pe care aveți internați? Noi avem anual undeva, am ajuns acum undeva la vreo 5.000 de pacienți care accesează diverse servicii și stau în grija noastră diverse perioade de timp. Din aceștia, cam 10% sunt copii. Pentru că a vorbit de drum final. Scuze-mă un pic, undeva la 10% sunt copii pacienți, dar avem și în familie, aceia sunt în plus. A vorbit de drum final și de înțelegere din tărâmul spiritualității, a trecerii și pentru copii, cred că este o misiune extrem de interesantă pentru psihologi și pentru cei care se ocupă de spiritualitate la voi. Cum află oamenii, cum dau de voi? Pentru că voi aveți aceste locații și când nu vorbim de domiciliu, din ce îmi spuneai, dar cine poate să apeleze? Oricine, fel de bolnav din oricine România. Poate accesa, ne poate accesa, oricine poate să ajungă la noi. Cum ți-am spus, serviciile sunt și gratuite, ca atare îndemn pe oricine să nu aibă acest stres. Că mulți ne sună și ne întreabă, nu știu dacă îmi permit, cât costă? Nu costă nimic. Deci nu costă nimic, oricine vine la noi, asta nu înseamnă că nu avem niște costuri în spate. Avem. Păi asta urmează să te întreb. Știi că e definiția acestui perpetuum mobile al tău prin care veniți la noi, totul este gratuit, în spate va trebui să existe un mecanism, ne vom uita puțin și la el. Da, deci oricine poate să ne acceseze fără niciun fel de presiune de accesibilitate, nu avem niciun fel de restricție, singura limitare pe care o avem e dată de resursele noastre proprii, de capacitate de cazare sau de capacitate de îngrijire. Asta și e singura limitare. Și într-un fel, din câte am înțeles, de gravitatea bolii. Acolo sunt criterii. Fiecare persoană care intră în grija noastră sunt niște criterii destul de obiective, încercăm să le ținem de evaluare și da, s-ar putea ca cineva care ne accesează acum să aibă nevoie de internare urgentă și să treacă în fața, ca să zic așa, unei persoane care poate așteaptă de o săptămână într-o stare mai stabilă. Deci sunt criterii care prioritizează cazul. Și sunt și oameni care cazul. Apelează și care nu e cazul să vină la voi pentru că au alte soluții?
Din păcate, pe paliație nu prea au soluții în România și ca să terminăm un pic întrebarea la care nu am răspuns complet, la întrebarea ta, deci oricine ne poate accesa, suntem accesibili pe site-ul nostru hospice.ro, găsesc toate telefoanele, pe Facebook, pe Instagram, pe LinkedIn, oriunde. În schimb, adresabilitatea diferă de la serviciu la serviciu. Pentru internare poate să vină oricine din orice colț al țării. Pentru îngrijirea la domiciliu, din păcate, ne limităm la arealul geografic în care avem noi oameni angajați, deci nu putem. Noi, în mod normal, aveam oameni internați în județele în care aveam noi spitale, Brașov, București. În schimb, anul trecut a fost un an aparte, pentru că anul trecut a fost o colapsare a sistemului de sănătate care a afectat extrem de mulți alți oameni non-COVID, inclusiv cei care se califică pentru serviciile noastre. Și anul trecut a fost o explozie, aș putea spune. Am avut pacienți din 31 de județe ale țării, deci mai mult de jumătate din țară a apelat la aceste două spitale ale noastre. Aici voi ați fost practic o măsură a modului în care s-a tot discutat că sistemul public de sănătate a neglijat, poate, sau a lăsat deoparte într-un fel bolnavii care aveau cancer sau aveau alte lucruri, ocupându-se mai mult de COVID. Să știi că paliația cumva are povara asta, cumva, de a fi un barometru al cum funcționează un sistem de sănătate. Pentru că oamenii care ajung la noi ajung la capătul unui drum în care, în mod normal, ar fi trebuit să aibă programe de prevenție, ar fi trebuit să ajungă la timp să fie diagnosticați, să ajungă la timp să primească tratament, să ajungă la timp în toate acele etape care, în mod normal, cam lipsesc în sistemul de sănătate din România. Și noi de la an la an vedem că tot mai multe persoane sunt împinse forțat să ajungă în zona de paliație, deși poate ar fi avut șanse dacă ar fi fost diagnosticate din timp, dacă ar fi avut un specialist la care să meargă, dacă. Iar anul trecut a potențat, din păcate, și mai mult golurile astea existente și a împins foarte mulți oameni direct în zona de paliație. Pentru că, așa cum ai spus și tu, anul trecut știm cu toții ce s-a întâmplat și ne amintim cu toții momentul în care spitalele au început să-și închidă porțile, să se pregătească doar pentru COVID. Eu nu contest nevoia de pregătire pentru o pandemie, care este, oricum, te ia prin surprindere. Nimeni n-a putut să spună că ar fi știut ce va urma și ce în continuare poate să urmeze. În schimb, cred că felul în care s-a aplicat această metodă, acest ordin de ministru la nivelul spitalelor a lăsat mult de dorit, pentru că, cum zic tot timpul, și noi am respectat toate regulile, dar nu am închis. Din păcate, multe spitale, nu toate, dar multe au decis să-și închidă porțile. Prin închiderea porților, acei pacienți n-au mai avut nicio... Și vorbim de cazurile grave, câte cazurile oncologice, n-au mai avut nicio șansă reală la a purta o luptă cât de cât cinstită pentru viața lor. Și atunci, au ajuns la noi. Știi că s-a tot vorbit despre asta, dar fără să mai insistăm pe acest subiect, vă sunteți dovada că s-a întâmplat, de fapt. Dovada pe care o mai știu și compatrioți de-ai noștri care au rămas pe acasă, pentru că și aici sistemul a funcționat cum a funcționat, a fost o pandemie, cum spuneai, o chestiune nouă. Oamenii, pentru că n-aș pune deloc anatema pe sistemul de sănătate, sunt convins că majoritatea oamenilor și-au făcut treaba cât de bine s-a putut. Și chiar am întâlnit medici care au spus, domnule, eu când văd situațiile că sunt de grave și văd oameni pe stradă care nu respectă reguli, vin să-i mănânc. Pe de altă parte au fost și medici că așa ținut de felul lor de a fi, pe care frica i-a încurcat mai tare decât pe pacienți sau pe alți medici. Și care la rândul lor n-au răspuns la telefoane pacienților, i-au trimis la spital, așa au acționat ei. Dumnezeu știe de ce, ăsta a fost felul lor, dar asupra bolnavilor a fost o presiune foarte mare. Da. Pentru că noi n-am luptat foarte mult cu frica, pe ce mă gândeam, voi de fapt când ajungeți acolo și pe latura psihologică mai ales și cea spirituală, de fapt încercați să risipiți frica. Pentru că oricum nu mai poți face bine pacientul. Dar... Și nu doar frica, tu ai zis foarte bine apropo de reacțiile medicilor și aici vreau și eu într-adevăr să spun că nu vreau să generalizez că așa s-a întâmplat în toate spitalele. Cum ai zis și tu, au fost medici extrem de buni. Uite, de exemplu, în Brașov, unde suntem de 28 de ani și avem o legătură foarte strânsă cu comunitatea, relația a fost extrem de bună cu medicii din spitalele publice și a fost o colaborare așa cum se colaborează, s-a colaborat și înainte de pandemie și în timpul și acum. Deci
oamenii și-au făcut treaba și au fost dedicați și n-au închis și ne-au trimis pacienți. Deci există și cazuri în care, așa cum ai zis și tu, spitalele publice au încercat să facă tot ce a ținut de ei. Din păcate, au fost și multe cazuri în care acest lucru nu s-a întâmplat și nu spun doar eu sau noi din hospice. Anul trecut, Observatorul Român de Sănătate, care este o organizație independentă cu care noi nu avem nicio legătură, ei au făcut un raport, au făcut un studiu la nivelul României cum a afectat pandemia bolnavii la modul general. Și conform acelui studiu, s-a arătat că anul trecut internările au scăzut cu 50%. În condițiile în care noi știm că oricum nu toată lumea ajungea să fie internată, deci oricum aveam un deficit. Iar pe zona oncologică, de exemplu, unde vorbim de urgența intervenției și în oncologie știm prea bine că odată diagnosticată boala oncologică, nu poți aștepta orice săptămână pierdută, orice lună pierdută, îți scade posibilitatea, pardon, de vindecare. Pe zona oncologică, internările au scăzut cu 48%, condițiile în care, cum am spus și înainte, oricum nu era toată lumea inclusă într-un sistem de suport. Deci, din păcate, asta a fost realitatea și mergând mai departe pe ideea de frică, ai dreptate, au fost reacții de genul ăsta, nu numai în rândul pacienților, cât și în rândul medicilor. Eu cred că frica și în rândul oamenilor de rând. Am simțit și noi frica asta. Să știi că am avut pacienți care, în mod normal, ne abordau un pic mai repede, nu doar în zona terminală, și acum le-a fost frică să mai vină în spitale și au stat liniștiți. A acționat frica în foarte multe domenii și probabil că sau multe perspective pe care nu le aveam și care ne apropie de ce faceți voi. Pentru că această perioadă în care același virus, până când n-au apărut noi tulpini, același virus s-a răspândit printre noi oamenii, dar a avut asupra noastră efecte diferite. Corect. De la oameni care au trecut ușor și n-au simțit, la cazuri foarte grave care au decedat. Da, da. Același virus. Este foarte clar că problema a fost la primitor. Da? Și odată ce față de orice fel de boală de până acum, prin care am trecut cu toții, răceli, gripe, oricât de grele erau, nu puteai vorbi, erai întins la pat, erai... Știi că va fi un final bun. Nu exista perspectiva morții. Da. Acum când a apărut perspectiva morții, pentru că ai auzit în stânga-dreapta, efectul asupra noastră a fost greu de imaginat. Extrem de puternic. Dacă ar exista un suport psihologic în acele momente, mai puternic decât ați spune medicul de familie, du-te, sună la 112. Ăsta nu e niciun sfat. Este un sfat pentru tine ca pacient. Du-te repede, că s-ar putea să fie, dar altfel, la nimic nu ajută. Așa. Pentru că a sunat la 112, să vezi salvarea, să vezi girofarul, mai să mult vezi... crește starea de anxietate. Plus crește starea de anxietate de ce ține de a te vindeca de tine, cât poți și știm cu siguranță că vindecarea vine și din interior, ți se anihilează toate aceste lucruri. Și atunci... Înțelegem, poate, sper, mai bine noi oamenii sănătoși, nu? Ce faceți voi? Că apropierea de moarte deja la voi este curentă și face parte dintr-o meserie pe care încerci și asta voiam să te întreb, este una tristă? Știi că așa pare din afară. Parcă nu te-ai uitat. Vorbeam noi de un film mai devreme și aici începea cu o fază de nu știu ce fel, nu m-am mai uitat. Da, da. Da? Prima reacție este să te uiți la orice fel de acțiune care are happy end. Mm-hmm. Și atunci voi faceți, de fapt, transformați moartea într-un happy end. Atâta vreme cât... Da, corect. Și noi definim altfel. Cum ai zis tu, moartea cumva o asociez tot timpul cu un spectru negativ. Nu ne dorim să se întâmple acest lucru. Eu îți recunosc că pe nimeni care am vorbit în hospice, care au trecut prin serviciile noastre și care s-au prăpădit, pe nimeni nu l-am văzut să spună că își dorește să moară. Toți își doreau să trăiască, absolut toți. Toți oamenii vor să trăiască. Exact. Dar ne place, nu ne place, vorbim de o realitate care se întâmplă cu sau fără voia noastră și ne place sau nu moarte și cum era bancul ăla lugubru, că sigur sunt doar moartea și taxele. La fel, sună lugubru, dar ce încercăm noi în hospice este să, cum am spus, să includem asta într-un fel de normalitate,
să dăm demnitate înapoi oamenilor care suferă de boli și, știi, în mod normal ar fi ciudat să vorbim de demnitate. Din păcate, în țara noastră, ăsta e cuvântul care apare cel mai des în relația noastră cu pacienții, pentru că foarte mulți ne zic că vin după mulți ani de tratamente, de chinuri, de dureri și de bătaie de joc la adresa lor. Și în momentul în care ai toată povara asta pe umeri să mai vină și această bătaie de joc, întristează și împovărează și mai mult momentul. Și atunci noi încercăm să calmăm durerile, să intervenim psihologic, social, spiritual. Nu putem vorbi de fericire, dar putem vorbi de împăcare. Și de bucurie. Și de demnitate și de diminuarea traumei până la urmă. Și cred că de schimbarea perspectivei, iartă-mă puțin, pentru că este o abordare omenească prin care amânăm bucuria până la sfârșit când se întâmplă ceva și atunci toată concentrarea este pe momentul când marea bucurie finală va veni. Ceea ce de multe ori conduce la dezamăgire, pentru că atât de mult aștepți și atât de frumoasă și colorată era, încât chiar dacă vine nu mai e așa, mutându-ne de fapt atenția de pe fiecare clipă care compune drumul și care fiecare din ele de fapt contează, ar trebui să fie o bucurie. Da. Acum, pandemia asta ne-a schimbat foarte mult activitățile și ne-a restricționat pe multe activități pe care noi le făceam în mod normal și de-abia așteptăm să revenim cât de cât la o stare antepandemică, pentru că, uite, oricine venea la noi spunea că nu arată spital, nu mă așteptam să arate așa la voi. La noi, în mod normal, nu vorbim de această perioadă pandemică, dar în mod normal la noi ai să vezi petreceri, ai să vezi cântat la pian, ai să vezi cântat la cor, ai să vezi activități fizice, ai să vezi activități foarte dinamice la centru de zi, ai să vezi foarte mult optimism și foarte multă apreciere a fiecarei clipe de viață. Ai să vezi și tu că venim noi să cântăm acolo. Da, ai spus că o să vii, da, să cântați. Și toate elementele astea contează foarte mult pentru pacient. Pentru un pacient care, evident, poate că știe că mai are doar câteva zile și e ziua lui de naștere, e o mare bucurie să simtă ziua aia de naștere și încercăm să facem aceste mici bucurii care rămâne amintiri pentru familie și momente plăcute pentru pacienți și ai să vezi la noi foarte mult optimism. Știi, mă gândeam acum cum poți ajuta paliația și mă gândesc nu la orizontul de timp cât îl mai avem noi de trăit, tineri fiind, pentru că nu se fac și nu cred că se fac schimbările neapărat de astăzi pe mâine. Dar primul la care mă gândeam este educație. Uh-huh. Cred că de mici ar trebui cumva să știm două lucruri. Să ni se vorbească într-un anumit fel despre ce înseamnă viața, poate și de paliație la un moment dat, și poate se schimbă sistemul. Spunea anterior că oamenii, pacienții se schimb, au fost chinuiți în spitale sau nu știu ce expresie folosit. Bătaie de joc. Bătaie de joc. Educația veche cumva... Încă se simte. Mergea pe un sistem, dacă ți-amintești, în anumite direcții, trebuia să înveți poezia pe de rost, erai scos la tablă, nu știai poezia. Mergea pe un sistem de aliniere comportamentală. Și de frică. Nu știai poezia, răspunsul la neștiința ta era o notă mică și parcă n-ar fi fost destul, întrebarea cine știe poezia. Și se ridica cineva din clasă, premiantul clasei, care știa poezia. Deci tu erai și cu nota mică și umilit, da, prin această formă. Care, sigur, în mintea acelui sistem însemna să te motiveze să înveți mai bine data viitoare. Numai că nu știu dacă la toată lumea funcționează motivarea în această formă sau îl îngroapă mai tare. Alții astăzi vin și spun, bravo, nu știi poezia. Hai să-l ajutăm să vedem, îți amintești ceva măcar din ea? Ce știi, ce ai bun? Corect. În această chestiune. Crezi că în educație se poate face ceva pentru că poți să previi ca numărul bolnavilor, între ghilimele, oamenilor care ajung la voi să fie mai mici? Da. Mai mic? Și așa ar trebui. Ai folosit foarte bine cuvântul educație, pentru că, uite, am omis să zic un lucru. Noi, dintotdeauna, de când am existat, de 28 de ani, am mers pe două direcții, fiecare la fel de importantă ca și cealaltă. Una, serviciile către pacienți, cu rețeaua și angajații respectivi. Doi, așa numita direcție de educație și dezvoltare națională, cum îi spunem noi, educație mergând pe mai multe planuri. În primul rând, educația specialiștilor. Pentru că la ora actuală avem un extrem, extrem, extrem de mare deficit pe serviciile de paliație, atât din punct de vedere resurse, materiale, spitale, locuri alocate, cât și din punct de vedere specialiști. La nivel național,
Normal ar fi fiecare medic de familie să aibă un minim de instruire în paliație, că atunci când vine un pacient la el să recunoască semnalele de paliație și să-l trimită către un spital sau către un centru specializat. La ora actuală doar 2% din medicii de familie existenți în România au niște noțiuni de paliație. Iar medici care lucrează în paliație în toată România sunt 108 medici. Este absolut insuficient. Deci odată vorbim de educația de specialitate pe care noi o facem prin departamentul nostru de educație și în care încercăm să convingem cât mai multă lume să se instruiască și să meargă în locurile lor de lucru, acasă, județ, oraș de unde ar fi și să aplice paliația. Doi, cum ai zis și tu, educația la nivel național. Asta merge pe multe direcții. Merge inclusiv în colaborările pe care le avem cu rețelele de medici existente, pentru că, așa cum am spus, e bine ca un medic să identifice din vreme nevoia pacientului de paliație și să-l trimită către un centru de acest gen. E bine familiile să știe că există așa ceva, dacă, Doamne ferește, ajung în postura în care au nevoie. E bine ca toți să știm ce înseamnă paliație și să avem mai multă empatie. Țin minte că acum câțiva ani, la un moment dat, mă știu că acum 2 sau 3 ani, într-o primăvară, făcusem noi o excursie cu o parte din copiii noștri, țin minte, și acum ne-am dus la Târgoviște, la grădina zoologică din Târgoviște, o grădină foarte frumoasă, copiii noștri au fost foarte fericiți și în drum spre grădina zoologică am trecut printr-un parc. Noi eram o gașcă destul de mare și veselă și foarte fericită, cu copiii care, da, majoritatea copiilor noștri vizibil purtau urmele unei suferințe, fie oncologică, fie un scaun cu rotile. Deci se vedea că sunt copii suferinți, dar eram foarte fericit și făceam foarte multă gălăgie. Vreau să zic, când am trecut prin parcul ăla, am rămas foarte dezamăgită, pentru că m-am uitat un pic, mamă fiind, observ reacțiile mamelor. Toate mamele și-au tras copiii din drumul nostru. Toate. La modul vină încoace și venea să le spun, nu suntem contagioși, nu se ia, e nevoie de un pic mai multă clemență. Și vorbeam un pic cu mamele copiilor noștri, care îmi spuneau că, din păcate, le văd zilnic așa ceva. Copiii lor, mulți copii care sunt în grija noastră, majoritatea sunt, de exemplu, în scaune cu rotile, cu condiții cronice generative, care îi duc la un dat într-o stare de imobilizare. Și mulți renunță la școală, pentru că la școală e o mare acțiune de bullying asupra lor, lipsă de suport. Iar pentru un copil care oricum are și povara unei boli, oricum este la vârsta la care are nevoie de, are apetența asta socială și are nevoie, atunci se formează, atunci se dezvoltă, durerea respingerii e și mai mare și de regulă pe zona de copii subiectul este un pic mai sensibil de paliație, pentru că pe lângă această intervenție medicală absolut necesară, ei au nevoie asta de social mult mai pronunțat, au nevoie educative. Noi avem școala hospice în care avem psihopedagogi angajați care fac școală adaptate la nevoile lor speciale. Deși legea în România ce zice? Spune că învățământul este gratis și obligatoriu pentru toate persoanele până la 16 ani și că fiecare școală care are un copil cu o condiție specială arondat la ea, școala respectivă ar trebui să asigure suportul pedagogic necesar. În realitate nu se întâmplă așa ceva. În realitate suntem atât de, apropo de ce ziceai tu, lipsa de educație, fă un exercițiu un pic, încearcă să intri în anumite școli cu scaun cu rotile. N-ai să reușești. Mai vorbeam cu copiii de la noi și întrebam, acei copii care mai merg la școală, îmi spuneau, de exemplu, foarte mulți că nu beau apă în timpul școlii pentru că se pune apoi problema să meargă la o toaletă care nu este adaptată pentru nevoile lor și sunt în postura de a cere suportul altor colegi care refuză sau nu, sau îi ajută, sau apare de frage de vârstă o rușinare față de o condiție care nu ține de ei și nu este corect. Și toate astea sunt, cum ai spus tu, de educație. Da. Aici vorbim de educație. Vezi că în momentul în care a apărut în România să construim asemenea facilități, au fost văzute ca un moft. Extravaganță, într-un fel. Da. Pe argumentul absolut cinic, păi n-au fost și ani de zile până acum oameni de genul ăsta și n-au avut nevoie de așa ceva. Deci educația, primul pas înspre a ajuta paliația în România. Al doilea pas ar fi educarea și conștientizarea celor care sunt sănătoși. Da, în două direcții, mai devreme. În două direcții. Eu îți spun reacția asupra mea. Aș vedea acest lucru conștientizându-l. Să fac ce pot eu să sprijin demersul acestor oameni ca voi să poată duce aceste servicii și să îmbunătățească cât pot calitatea vieții celor de acolo. Ce ține de puterea mea?
Și doi, să fac ce ține de mine să n-ajung pe mâna voastră. Corect. Și atunci ar însemna să învăț ceea ce poate n-am învățat până acum, să previn, ar însemna să mă duc mâine să văd în ce stadiu sunt. Corect. Și după aceea să văd ce pot să fac, conștientizând că pot să ajung acolo. Cred că ăsta e un al doilea segment. Cu atât mai mult cu cât acum toți știm că medicina a avansat extrem de mult, iar anumite patologii care, nu știu, acum 10 ani, acum 20 de ani erau fără vindecare și ne speriau, acum, identificate din vreme, pot fi, cu diagnosticarea corectă, pot fi vindecate. Pe cancer avem extrem de multe tipuri de cancer care știm clar că, identificate din vreme și tratate, pot fi vindecate, mai ales la copii, de exemplu. Uite, ca să-ți dau așa un pic niște cifre, l-am dat, citeam o statistică care m-a tulburat un pic. Doamne ferește pentru cazurile de oncologie pediatrică, copiii reacționează foarte bine la tratament. E un organism tânăr care luptă și reacționează la un tratament corect aplicat foarte bine. Și la nivel european, media de vindecare este de 9 la 10. 9 din 10 copii cu tratamentul potrivit, din vreme diagnosticat și intervenit din vreme, se vindecă. În România știi care e rata asta? 1 din 10. Pentru că nu... Pe același fenotip de oameni, pe același continent, aceleași condiții. Deci e clar că e o problemă de sistem, de neidentificare din vreme, de nediagnosticare, de tratament incorrect. Și, din nou, izvorâtă din educație, o problemă de mentalități. Și de, cum să spun, de comportament. Pentru că nu avem, pe bune... Nu avem obișnuința de a merge periodic la controlul prevenției. Anual. Dar vezi, în momentul în care trebuie să avem grijă de mașină pentru că avem ceva de pierdut, respectiv garanția, măi, fira să fie în ziua cu tare, te-ai programat și te-ai dus să vezi ce are mașina ta, care merge, nu are niciun soi de problemă. Nu înțelegi de ce trebuie să schimbi uleiul, că doar merge, nu are niciun soi de problemă. Și totuși facem asta. De ce? Pentru că avem ceva de pierdut. Aici avem mult mai multe de pierdut, numai că modul în care și mă pun în categoria celor despre care vorbesc, da? Doar că înțelegând, poate deschizând ochii și înțelegând și de la tine și mai ales în această perioadă pandemică, îmi dau seama că prevenția și a te duce să vezi cum stai cu anticorpii, poate ai surpriza că ai anticorpi, cunosc cazuri care au avut această bucurie. Ai anticorpii fără să fi știut că ai trecut prin boală sau ceva foarte ușor. Măcar ăsta să fie un motiv să ajungi acolo. Deci al doilea palier, spuneam, educația pornind de la zero, care e un ajutor pe termen lung. Educația celor care sunt astăzi sănătoși și care află, poate pentru prima oară, pot să facă cele două lucruri. Să facă pentru ei, să nu ajungă, și să ajute ce se întâmplă acolo. Și ajung la a treia educația cale civică concretă, da, a treia cale concretă. Cum puteți și voi ajutați și ajung la povestea de profit unde ne aflăm, în condițiile în care vă oferiți toate serviciile acestea gratuit, prin urmare de undeva le plătiți. Da, și este un mare efort financiar care este în spatele fundației, pe care de la început s-a decis că nu-l vom pune asupra celor care ajung la noi. Așa va fi și pe viitor, serviciile vor rămâne mereu gratuit. Și aveți o limită pe pacient sau cât este nevoie? Cât are nevoie pacientul. Deci niciodată nu se condiționează un serviciu oferit pacientului de o limitare financiară. Nu. De exemplu, noi nu ajutăm cazurile individuale. Știi că mai sunt fundații care prezintă un caz individual, donați pentru X. Nu, la noi se donează pentru hospice și fiecare pacient primește din marea găleată hospice exact ce are nevoie. Acum, cum ai spus și mulțumesc că ai ridicat subiectul ăsta, da, noi avem o mare presiune financiară. Bugetul nostru este de aproape 5 milioane de euro, este cel mai mare buget al unei fundații pe running cost din România. Deci, când zic running cost, mă refer nu la bugete de proiecte punctuale, ci bugete de funcționare continuă. Spitalele noastre funcționează continuu 24/7. E nevoie aceasta permanentă de susținere financiară pe care noi o rezolvăm, ca să zic așa, acum, prin donații. Prin donații, prin sponsorizări, ca atare, ca să putem noi să-i ajutăm pe alții, avem nevoie cu titlu permanent de suport. Suport care vine din două principale mari direcții. Odată din partea companiilor,
Ei sunt principalii noștri finanțatori și doi din partea persoanelor fizice, din partea celor ca mine, ca tine, ca cei care sper că ne urmăresc. Și văd că tendința asta de creștere a ajutorului la nivel individual este o evoluție pozitivă și mă bucur. Sper că tot mai multă lume să ajungă să ne sprijine. Solidaritatea, empatia și până la urmă gratitudinea în această perioadă ar trebui să se manifeste într-o formă, da? Mi se pare mie s-a scăpat un finanțator totuși, care ar trebui să fie important. Statul? Statul. Noi avem contract și cu CSU, pentru că suntem acreditați ca unități spitalicești. CSU, da, finanțează o parte din serviciile noastre, în schimb, la un nivel total insuficient față de nevoie. Din totalul bugetului nostru, CSU este 16%. Și cam cât ar trebui să fie, plecând de la OMS și ce au statele de făcut, până la ce s-ar putea face în România? Cum ce vezi? Vedem noi în alte țări care pentru noi sunt reper, Marea Britanie, Italia, Franța, Germania sau alte țări la care noi ne uităm, acolo statul ajută undeva cam între 60 și 70%. Și realist, tu unde ai vedea ajutor în România? Că până în Marea Britanie mai e puțin totuși. Știi care e problema? Că o finanțare atât de scăzută, practic, împiedică dezvoltarea paliației. Noi, că suntem nebuni și că mergem pe direcția asta și că avem ajutorul partenerilor, putem să o facem. Dar dacă un om de bine vrea să facă la el în oraș un centru de paliații și ar trebui să meargă pe calea normală de contractare cu CSU, din banii primiți la CSU nu are cum să supraviețuiască. Nu are cum. Și poate e cineva care nu are abilități de fundraising și vrea să facă asta. N-ai cum să supraviețuiești pe paliație. Dar CSU astăzi ar putea să plătească ceva mai mult către paliație? Depinde de... Sunt câteva greșeli care se fac în bugetarea făcută de CSU și îmi cer scuze că te-am întrerupt. Prima greșeală este faptul că alocarea bugetară de către CSU se face pe bază istorică. Concret, pe fiecare tip de serviciu medical aloci o sumă de bani în funcție de respectivul serviciu medical. Pentru paliație, pentru serviciile de internare în unitățile paliative, de exemplu, suma este înghețată la nivelul anului 2010, când oricum nu era suficientă. Deci din 2010 avem aceeași sumă de bani alocată, se realocă istoric, ori asta e din start cea mai mare greșeală, pentru că între timp s-a crescut cererea, ai mult mai mulți oameni care au nevoie de paliație, doi, s-au crescut costurile. Nu mai avem aceleași costuri ca în 2010. Deci prima greșeală e alocarea istorică. A doua greșeală care se face din punctul meu de vedere este o alocare inechitabilă. Pentru că CSU-ul la ora actuală susține toate unitățile medicale care au contract cu CSU-ul, dar diferențiat. Unitățile publice beneficiază de mult mai multe finanțări decât cele private sau ONG-uri. Ceea ce nu e corect. Atâta vreme cât respecti standarde, criteriile, autorizările impuse de stat, atâta vreme cât vorbim de servicii licențiate pentru acele servicii care le spuneam la început că sunt impuse de OMS să fie obligatorii, pentru acele servicii normal ar fi să fie un acces liber și echitabil la fondurile publice. Da, pentru vezi, că banii ar trebui să meargă după pacient, nu după sistem. Aici? Scuze, nu m-am pus cu asta, termin ideea. De exemplu, eu sunt dintr-un oraș în care nu există niciun sistem de paliație în sistem public. Dacă ar fi un sistem privat, eu ar trebui să mă pot duce acolo. Deci, cum ziceam, banii ar trebui să urmeze omul și omul să aibă posibilitatea să aleagă, să meargă, sau câteodată nu e de ales, ar putea să fie singura variantă. În București, la ora actuală, serviciul de îngrijire la domiciliu, de exemplu, este asigurat doar de către fundația noastră. Atât. Deci, cineva nu are de ales între a merge la un sistem public, privat sau noi. Nu ne are decât pe noi. Da, vezi, aici e o problemă de neîncredere în sistem și de discuția purtată de ONG-urile care au sifonat bani și care au finanțat alte activități și care nu sunt transparente și cred că este frica aia să nu înființezi mai multe, cum ai dat drumul la asemenea finanțare, cum vor apărea 5.000 de ONG-uri care vor spune că fac paliație. Ei, să faci distinția între ceva ce se întâmplă și este util și o altă hemoragie într-un sistem care nu e bazat pe încredere. Corect. Care nu e bazat pe încredere. Tu ai dreptate și am auzit și eu de foarte multe ori. Vreau să nu am dreptate și cred că ar trebui făcut totuși niște pași. Nu văd, deși eu sunt optimist de felul meu, să creștem rapid de la 16% la 60%. Dar parcă m-aș bucura foarte tare cineva să se uite puțin mai în profunzime la oamenii care au început să facă ceva. Că până la urmă,
Oameni sunt și cei care ajung la putere, deși ei când ajung acolo cred că au ceva în plus, și oameni sunt și cei care lucrează în toate zonele astea, pentru că finalul, când ajungem pacienți și mai ales la voi, nu mai contează nici bogăția, nu mai contează nici funcția pe care ai avut-o. Și până când statul poate va găsi o idee să analizeze ce discutăm noi aici. Că vreau, ultimul lucru pe care vreau să-l facem e să facem o reclamă de strângere de fonduri. Nu. În schimb, dacă fiecare înțelege că e parte din viață ce poate să ajute, e foarte important să știe cum să o facă, mai ales că voi aveți privați și aveți și persoane fizice care vă ajută. Așa că și care vă ajută, care vin și sprijină demersul ăsta nobil pe care voi îl faceți. Sunt probabil căile pe care se face lucrul ăsta ar trebui să fie cât mai cunoscute, să zicem, și facile în ziua de astăzi. Probabil sunt tot pe site sau unde sunt? Orice modalitate de sprijin se găsește la noi pe site, pe hospice.ro, la secțiunea Donează. Mai mult acolo am prezentat și niște costuri. Că, de exemplu, tu vrei să ne ajuți și îți spun că dacă ne dai 700 de lei, cu 700 de lei acoperi costul de internare pentru un pacient pe zi. Și atunci știi direct care e utilitatea banilor pe care tu i-ai donat. Sau dacă ne dai 225 de lei, ăsta e costul unei intervenții în policlinicile noastre și știi exact ce. Merge mult pe transparență și, în general, toți partenerii noștri, cred că și de-aia rămân partenerii noștri, pentru că știu exact unde se duc banii, ce se întâmplă cu ei și tot. Revenind la modalități de ajutor, și apropo de ce spuneai de stat, eu știu ce mi-aș dori cel mai mult din partea statului? Pentru că există posibilitatea asta și noi de ani de zile avem dialoguri inițiate cu statul și sperăm să meargă în direcția bună, mi-aș dori realizarea unui cadru care să permită nu dezvoltarea hospice, ci dezvoltarea paliației în România. Pentru că, în final, despre asta e vorba, nu despre noi ca entitate, ci despre dezvoltarea paliației. Oricine vrea să ne ajute, poate să facă asta foarte simplu, foarte ușor. Dacă este firmă, că tot vorbim de profit, legea în România, există o lege foarte bună, nu suficient cunoscută, dar foarte bună, legea sponsorizării, care, combinată cu codul fiscal, permite oricărei entități economice din România să direcționeze până la 20% din impozitul datorat statului către o fundație. Fundația trebuie să fie, fundația, asociație sau organizație non-guvernamentală trebuie să fie acreditată și nu costă nimic. Vezi, ai folosit, și acum suntem la profit și mergem puțin mai în detaliu, ai folosit impozitul datorat statului. Da. Sunt mai multe feluri de impozite. Da? Pe toate felurile. L-ai povestit generic, astfel încât, dar concret, dacă este, și aici îți spun eu din partea mea, că m-am lovit de acest lucru când a venit cineva spre noi rugându-ne dacă nu putem să-i sprijinim cu această cotă. Păi vezi că anul ăsta vin și eu spre tine. Cu mare drag. Dar nu mai trebuie să vii, las că venim. Bine. Dar ideea de noi fiind în categoria micro-întreprinderii. Și atunci am întrebat firma de contabilitate, care este suma disponibilă, știind eu că o sumă se poate... Și mi-a explicat că eram în luna decembrie deja. Eu, uitându-mă la rezultate, mă așteptam să fie ceva cât de cât, consistent, să zicem. Mi-a zis să putem pe trimestrul 3 doar o sumă de, nu știu, 1000 și ceva de lei, 1800 de lei. Cum doar atât? V-a zis, bine, pentru că noi putem să dăm din impozitul și la micro-întreprindere nu e pe profit. Exact. Din impozitul, pe cifra de afaceri pe care toate micro-întreprinderile îl plătesc, că este 1% dacă au un minimum salariat, că este 3%. Din acel impozit poți acel procent să-l... dar în trimestrul imediat următor. Exact, exact. Și am zis, bun, dar noi n-am făcut asta în trimestrul 1 și 2. N-am făcut asta, s-au pierdut, mă rog. Acum, știi cum e asta cu pierdutul? S-au pierdut în sensul că nu i-am dat noi, nu i-am direcționat noi către o cauză pe care nu o asumăm. Dar având încredere în statul român, ei nu s-au pierdut pentru că s-au dus la, au rămas la bugetul de stat care a folosit eficient la ceva. Exact, da. N-aș putea să spun exact la ce. Dar faptul că micro-întreprinderile pot trimestrial să facă lucrul ăsta și să nu amâne, e o direcție și vorbim de impozitul pe venit. Impozitul pe profit. De-aia e altă poveste. Legea sponsorizării e foarte bună în România. Da. Din punctul meu de vedere, e una dintre cele mai bune din Europa pe această speță. Pe această speță. Și regula e foarte simplă. Dacă ai peste 1 milion de euro, deci ai defalcarea asta la 1 milion. Dacă ai peste 1 milion de euro, ești impozitat la profit și de regulă taxele se plătesc. Nu obligatoriu.
pot să fii impozitat la profit și sub 1.000.000 de euro. Pentru că opțiunea ta a fost să ai impozit de profit. Și atunci nu m-aș lega neapărat ca benchmark de cifra de afaceri, ci m-aș lega de forma în care ești micro-întreprindere sau plătitor de impozit pe profit. Corect. Și pentru fiecare din ele există o soluție în această perioadă anului. Da. Sunt foarte mulți care au trimis, am primit și eu plicuri direct pregătite, datate, doar să pui suma și să trimiți. Cred că firmele și oamenii primesc multe solicitări în această perioadă. Da. Dar și atunci, important este acolo unde simt că au ce să adauge valoare. Sunt unii prieteni ca ONG-ul, sunt unii care au cunoștințe în mănăstiri sau în alte părți sau în alte școli private care pot să-i ajute. Până la urmă, efectul de ajutorare e mai important decât, decât destinația. Exact. Dar faptul că voi faceți asta gratuit, da, asta înseamnă, asta spuneam anterior, poți să faci gratuit dacă ai în spate o sursă de finanțare. Că ce mai faci gratuit dacă scade bugetul foarte tare? Probabil faci gratuit, dar la un număr mai mic. Mai mic de pace. Și noi la un moment dat, noi încercăm de ani de zile să promovăm această facilitate fiscală să fie utilizată în rândul companiilor, nu doar pentru hospice, ci pentru oricine. Sigur. Cum ai zis și tu, poate eu găsesc o altă cauză care e mai aproape de sufletul meu. Eu îndemn pe oricine să găsească, să sprijine acea cauză socială care e relevantă pentru el și acea cauză socială care e verificabilă, verificată că exact așa se întâmplă cum trebuie să se întâmple. Și la un moment dat, acum câțiva ani, am făcut un raport împreună cu prietenii de la ARC și cu Ernst & Young, pe baza datelor de la ANAF. Au ieșit niște cifre foarte interesante, unele te pun așa un pic pe gânduri. Mai puțin de jumătate din firmele din România folosesc această facilitate fiscală, deși, repet, nu am niciun cost. E zero cost, dar totuși mai puțin de jumătate din ele folosesc. Și la nivelul anului 2017, când am făcut noi acest raport, împreună cu ARC și cu Ernst & Young, ieșise că banii nedirecționați erau undeva cam la 500 de milioane de euro. Zisa, eu am stat și automat am făcut o corelare, bugetul nostru este undeva la 5 milioane de euro. Zisa, ce ar fi însemnat să ai 100 de hospice-uri în toată România? De fapt, ar fi însemnat pentru noi toți cei care spunem că se risipește banul public, într-o intervenție directă pe care am putea o face, exact, în a trimite încă 500 de milioane de euro în niște direcții în care noi considerăm câte școli că banul, ai putea face, că banul câte spitale trimis poate să fie folosit eficient. După care să monitorizezi, să vezi dacă așa se întâmplă. Da. Ceea ce cred că acest exercițiu al nostru de astăzi, și îți mulțumesc pentru că am ajuns la capătul discuției noastre al acestui dialog, pentru că ar fi multe altele de spus, e de fapt elementul principal, rămâne calitatea vieții ca obiectiv, dar este conștientizare de la noi ca oameni și sănătatea noastră la momentul în care putem să luăm niște decizii care să fie benefice și pentru noi și pentru cei din jur. Și eu mai cred foarte tare într-un lucru, că ceea ce faci tu la un moment dat vei primi într-un fel sau altul. Echilibru în viață, da, corect. Nu? Până la urmă este acest circuit. Așa că Mirela, îți mulțumesc foarte mult. Eu îți mulțumesc foarte mult de discuție. Sper că cine ne-a urmărit să intre acum pe site și să afle mai multe informații despre noi și să vadă dacă pot să fie alături de noi. Să pună în balanță, să judece și să decidă până la urmă în cunoștință de cauză ce au de făcut. Corect. Mulțumesc încă o dată. Vreau să ne mai vedem, să vedem cum evoluează lucrurile. Venim și la voi, mai vii, astfel încât până la urmă paliația, cuvânt poate nou pentru mulți dintre noi, să ajungă unul pe care să-l înțelegem cât mai bine. Mulțumesc foarte mult încă o dată. Și eu mulțumesc.